păstrați-vă voința de partea Domnului. Lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 17. Adevărata religie are de-a face cu voința. Voința este puterea care guvernează natura omului, aducând toate celelalte facultăți sub comanda sa. Voința nu este gustul sau înclinația, ci este puterea de decizie care lucrează în fiii oamenilor, spre ascultarea sau neascultarea față de Dumnezeu. Nu îți poți controla impulsurile și emoțiile așa cum ai dori, dar îți poți controla voința și poți face o schimbare totală în viața ta. Prin predarea voinței tale lui Hristos, viața ta va fi ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și va fi unită cu puterea care este deasupra tuturor stăpânirilor și puterilor. Vei avea tărie de la Dumnezeu care te va uni strâns cu puterea sa și o lumină nouă, chiar lumina credinței vii, va fi posibilă pentru tine. Dar voința ta trebuie să colaboreze cu voința lui Dumnezeu, nu cu o voință a cunoscuților prin care satana lucrează, mereu să te înșele și să te distrugă. Prin păstrarea fermă a voinței de partea lui Dumnezeu, vei aduce fiecare emoție în supunere față de voința lui Isus. Atunci vei descoperi că ai picioarele pe o stâncă solidă. Uneori aceasta va solicita fiecare fărâmă a puterii voinței pe care o ai, dar Dumnezeu este acela care lucrează pentru tine și la finalul acestui proces de modelare vei fi un vas de cinste. Vorbește despre credință, păstrează-te de partea lui Dumnezeu. Nu-ți pune piciorul de partea inamicului și Domnul va fi ajutorul tău. El va face pentru tine ceea ce ție îți este imposibil să faci singur. Rezultatul va fi acela că tu vei deveni asemenea unui cedru din Liban. Viața ta va fi înnobilată, iar faptele tale vor fi săvârșite în Dumnezeu. Va fi atunci în tine o putere, un zel și o simplitate care vor face din tine un instrument șlefuit în mâinile lui Dumnezeu. Ai nevoie să te adăpți zilnic din fântâna adevărului ca să înțelegi secretul plăcerii și al bucuriei în Domnul. Dar trebuie să-ți amintești că voința este izvorul tuturor acțiunilor tale, această voință care reprezintă un factor atât de important în formarea caracterului omului la cădere a fost dată în mâna lui Satana. Dar sacrificiul infinit al lui Dumnezeu, când l-a dat pe Iisus, Fiul Său prea iubit, să devină o jertfă pentru păcat, îl îndreptățește să spună, fără să încalce vreun principiu al guvernării sale, predă-te mie, dă-mi mie voința ta, ia-o de sub controlul lui Satana și eu o voi lua în stăpânire. Apoi voi putea lucra în tine și voința și înfăptuirea după buna mea plăcere. Când El îți dă gândul lui Hristos, voința ta devine ca voința Lui, iar caracterul tău este transformat după caracterul lui Hristos.